with you once again. E minunat să fiu împreună cu voi încă o dată. Christina said I had to introduce myself. Și am fost rugat ca să mă prezint puțin în seara aceasta. Well, I'd like to introduce myself in this way. Și aș vrea să mă prezint în felul următor. I'm partly Romanian. Sunt în parte român. Because I'm related to Brother Costica. Pentru că sunt înrudit cu fratele Costica. We both have the same two great-granddaughters. Amândoi avem împreună două strănepoate. I first visited Romania, it's 23-24 years ago. Am vizitat prima oară România acum 23-24 de ani. Christina was still at school. Când Christina era încă la școală. And she was translating even then for us. Și traducea chiar și atunci pentru noi. But I've had the privilege of visiting your wonderful country on many, many occasions. Dar am avut privilegiul de a vizita țara dumneavoastră minunată de multe, multe ori. I grew to love your beautiful country. Și am ajuns să iubesc țara voastră frumoasă. But far, far more than that, I love God's people in Romania. Dar mai presus de aceasta, iubesc pe copiii Domnului din România. And it's been my tremendous privilege to have the blessing of knowing you all so many years. A fost privilegiul meu extraordinar de a vă cunoaște pe mulți dintre voi de mulți ani. Now, I have a grandson that married Brother Costica's granddaughter. Acum, eu am un nepot care s-a căsătorit cu o nepoată de-a fratelui Costica. And I'd like to publicize that I have two granddaughters, unmarried, and a grandson, not married. And I'd love them to marry some Romanians. Aș vrea să vă anunț că mai am două nepoate necăsătorite și un nepot necăsătorit și mi-ar place tare mult ca și ei să se căsătorească cu românii. So if you know any suitable, let me have their phone numbers. Deci dacă vă vin în minte persoane potrivite, vă rog să-mi dați numerele lor de telefon. And we'll have even more closer links with Romania. Și atunci o să avem mai multe legături apropiate cu România. Well, the Lord bless you. We're looking at this subject, the invisible war. Domnul să vă binecuvinteze. În zilele acestea am început să ne uităm împreună la subiectul acesta al războiului invizibil. And tonight, with God's help, we're going to visit Daniel in Babylon and we're going to discover his relationship to this invisible war. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, o să-l vizităm pe Daniel în Babilon și o să vedem legătura lui cu războiul invizibil. However, before we visit Daniel, there's some important information that we have to get to know. Dar înainte să-l vizităm pe Daniel, sunt câteva informații importante pe care trebuie să le cunoaștem. There is a major subject in the Bible called the Day of the Lord. În Biblie există un subiect important, un subiect major numit Ziua Domnului. And it's a Jewish or a biblical day. The day starts with the night and ends with the daylight. Și este vorba despre o zi biblică, o zi evreiască, care începea cu seara și apoi continua cu ziua. Now this day of the Lord starts with 7 years of night period of judgment. Tot la fel, ziua Domnului începe cu o perioadă întunecată, cu perioada de noapte, și anume cu 7 ani de judecată. And it ends with 1,000 years of kingdom blessing when the Lord Jesus is reigning from Jerusalem. Și se încheie cu 1,000 de ani de binecuvântare în care Domnul Iisus va domni peste toată lumea din Ierusalim. Now, in that period, which the Bible calls the Day of the Lord, God is going to deal with every vestige of sin and rebellion against Him. În perioada aceasta, numită Ziua Domnului, Dumnezeu se va ocupa de fiecare urmă și formă de păcat și de răzvrătire împotriva Lui. And following that period of the Day of the Lord, God is going to create the new heavens and the new earth.
Iar apoi, după perioada aceasta, ziua Domnului, Dumnezeu se va ocupa de crearea unor ceruri noi și un pământ nou. So you have to file that away in your computer because we'll need that information later. Deci trebuie să îndosariați, să salvați bine informațiile acestea în computerul dumneavoastră pentru că vom avea nevoie de ele ceva mai târziu. Well, let's visit Daniel and the invisible war. Haideți acum să-l vizităm pe Daniel și războiul invizibil în care s-a aflat și el. It seems that Satan has been winning battle after battle. Se părea în vremea aceea că Satan a câștigat luptă după luptă. The nation of Israel had been sinning against God terribly. Poporul Israel a păcătuit împotriva lui Dumnezeu într-un mod groaznic. And there was a wicked man called Sennacherib, and he took the 10 northern tribes into captivity. Un conducător, un general rău numit Sanherib a venit și a luat cele 10 seminții din nord și le-a dus în robie. There was a good king on the throne when Daniel was born, called Josiah. Vă spuneam ieri că în vremea în care s-a născut Daniel, pe tron în Israel se afla un împărat credincios numit Iosia. His great-grandfather was a godly king. Străbunicul lui fusese un împărat credincios. Through his godliness, Jerusalem was saved, or Satan would have swamped it, extinguished it. Și datorită credincioșiei lui, Ierusalimul a fost salvat, pentru că altfel Satana l-ar fi șterse pe fața pământului. But Hezekiah's son Manasseh, now that was Josiah's grandfather. Și apoi fiul lui Ezechia, Manase, și acesta era străbunicul lui Iosia. He was a wicked, wicked king. And God said that on account of his wickedness, and his idolatry, that God's judgment was certain. Manase a fost un împărat foarte, foarte rău și Dumnezeu a spus că din pricina răutății lui, judecata lui Dumnezeu peste Israel era sigură. So Daniel was born at a very difficult time in Israel's experience. Deci Daniel s-a născut într-o perioadă foarte dificilă din istoria poporului Israel. Now Daniel was steeped in the Hebrew scriptures. Cum Daniel era bine înrădăcinat în scripturile ebraice. He knew all about the Genesis 3:15 promise that the seed of the woman would come through Israel. El cunoștea foarte bine promisiunea din Geneza 3:15 și anume că sămânța femeii urma să vină prin poporul Israel. And he knew perfectly of the 5 covenants that God had made with his people Israel. Și cunoștea foarte bine cele 5 legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul său Israel. Of course, there was the Abrahamic covenant, unilateral, dependent on God's faithfulness. Vă aduceți aminte de legământul avramic, un legământ unilateral care depindea de credincioșia lui Dumnezeu. But there was the Mosaic covenant, the covenant of law, which was bilateral. Dar apoi a urmat legământul mozaic sau legământul legii care era bilateral. And Daniel knew that because of Israel's sin, they were going to be put out of the land. Și Daniel știa că din pricina păcatului comis de poporul Israel, ei aveau să fie izgoniți din țara promisă. But Daniel knew of the third covenant, the covenant of the return, that God would preserve them and bring them back to the land. Dar Daniel cunoștea și al treilea legământ, legământul întoarcerii, care promitea că Dumnezeu avea să-i păstreze și să-i aducă înapoi în țară. And of course Daniel knew of the covenant God made with David. Și bineînțeles că Daniel cunoștea legământul făcut de Dumnezeu cu David. That Messiah would come and sit on the throne of David in Jerusalem and restore God's kingdom to planet Earth. Care spunea că Mesia va veni, va ședea pe tronul lui David în Ierusalim și va restaura, va așeza împărăția lui Dumnezeu pe planeta Pământ. And Daniel had heard from the lips of Jeremiah himself the terms of the new covenant. Și apoi Daniel a auzit chiar de pe buzele lui Ezechiel termenii legământului cel nou. That God would provide forgiveness of sins, that he would internalize the law.
în care Dumnezeu promitea iertare de păcate, promitea să scrie legea în interiorul lor, pe în inima lor. But Daniel knew that Satan seemed to be winning the battle. Dar Daniel știa de asemenea că Satana părea să câștige lupta. When Daniel was only 13, the good king Josiah was killed in battle, and his wicked son Jehoiakim had come to the throne. Când Daniel avea doar 13 ani, împăratul acela credincios Iosia a fost omorât în luptă și fiul său rău Ioachim a ajuns la tron. Due to his wickedness, God had put a blood curse on the Davidic line. How was God going to solve that problem? Am văzut ieri că din pricina răutății lui Ioachim, Dumnezeu a pus un blestem de sânge pe linia davidică, iar întrebarea era cum va rezolva Dumnezeu problema aceea. You know, every Sabbath day, Daniel would go into the temple courts and they would sing from God's hymn book, the Psalms. Știți că în fiecare zi de sabat Daniel mergea la templu, în curțile templului și împreună cântau din cartea de cântări a lui Dumnezeu, din psalm. I can hear Daniel singing Psalm 48. Și mi-l imaginez pe Daniel cântând din psalmul 48. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, the mountain of his holiness. That's Jerusalem. Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele lui cel sfânt, adică în Ierusalim. Let's sing verse 2. Beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion. Și apoi cânta versetul 2. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. And then he would sing the phrase, on the sides of the north, the city of the great king. Și apoi cânta următoarea parte, următoarea expresie. În partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. You see, Daniel knew that Solomon's beautiful temple was on the north of Jerusalem, and he knew that Messiah was going to take up residence in a temple in Jerusalem. Daniel știa că templul construit de Solomon se afla în partea de miază noapte, în partea de nord, și știa că Mesia avea să șadă și în Ierusalim și să conducă de pe scaunul lui David din Ierusalim. And in this invisible wars, Daniel knew of Satan's manifesto. Dar tot în războiul acesta invizibil, Daniel cunoștea motoul Satanei. It was in Isaiah 14. Pe care îl găsim în Isaia 14. Satan had declared, I'm going to raise my throne above the stars of God. See, God had given him a throne, and he was using it in opposition to God's throne. În versetul 13, Lucifer, Satan a spus, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu îi dăduse lui un scaun de domnie, dar el a încercat să-l înalțe mai pe sus de Dumnezeu. And then Satan said a very interesting thing. He said, I will sit also on the mount of the congregation on the sides of the north. Și apoi Satan a mai spus un lucru foarte interesant. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei. Oh, he said, I'm going to occupy that position. I'm going to rule the planet. Alte cuvinte spunea, eu voi ocupa poziția aceea, eu voi conduce planeta Pământ. And Satan declared, I will be like the Most High, possessor of heaven and earth. He wanted heaven domain and earth domain. Și apoi Satana a spus, voi fi ca cel prea înalt, stăpânitorul cerului și al pământului. Cu alte cuvinte, eu voi stăpâni și cerurile și pământul. And then God's judgment fell on Jerusalem. Și apoi a venit judecata lui Dumnezeu peste Ierusalim. Nebuchadnezzar and the Babylonians arrived and Daniel was taken captive. Nebucadnețar și babilonienii au sosit la porțile Ierusalimului, l-au cucerit și Daniel a fost luat ca rob. Do you know, 100 years ago, the biblical critics said there was no such place as Babylon. Știți că acum 100 de ani, criticii Bibliei spuneau că nu a existat niciodată un loc numit Babilonul. But there was a German archaeologist in 1899. He started digging up bricks that had Nebuchadnezzar's name stamped on them. Dar în 1899, un arheolog german a început să facă săpături
și a găsit cărămizi care aveau pe ele un sigiliu, o ștampilă a lui Nebucadnețar. They were taken to a museum in Germany, and you can see the Ishtar Gate, which Daniel and Nebuchadnezzar would have walked through hundreds of times. Cărămizile acelea au fost duse la un muzeu în Berlin și acolo a fost construită, reconstruită poarta Ishtar, prin care Nebucadnețar și Daniel probabil că au intrat de sute de ori. I don't know if you can see that. That's a picture of it. Can you see it? Nu știu dacă se vede clar, dar aceasta este o fotografie a porții Ishtar de la muzeu. O vedeți? Now, do you see that gateway? Vedeți intrarea prin poarta aceea? Daniel would have walked through that very same gateway hundreds of times. Daniel a intrat pe acea poartă, exact pe acea poartă, de sute de ori. And so Daniel was carted off to Babylon. Și Daniel a fost dus în robie, în Babilon. We read that he was given the king's food. Citim că i s-a dat să mănânce mâncare pe care o primea și împăratul pe masa lui. But in Daniel 1 verse 8 it says, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Dar în Daniel 1 cu versetul 8 citim, Daniel s-a hotărât să nu se scurce cu bucatele alese ale împăratului. You see, the problem was that all of the king's food, it was offered to an idol, a false god. Problema era că orice mâncare servită împăratului era închinată unui zeu fals. And if Daniel sat down at the king's table and ate that food, he would be indicating that he was showing allegiance to a false god. Și dacă Daniel ar fi șezut la masa împăratului și ar fi mâncat din mâncarea aceea, el și-ar fi arătat credincioșia și slujirea față de acel Dumnezeu fals. And you know, Daniel says, Lord, I'm going to purpose in my heart that I'm going to please you, not please this king. Așa că Daniel a spus, Doamne, am hotărât în inima mea ca eu să fiu plăcut ție și nu împăratului. And so he spoke to the man in charge of them, man Ashpenaz, and he said, just give us plain food, vegetables. Daniel a vorbit cu căpetenia care era în controlul lor și a spus, te rugăm ca nouă să ne dai o mâncare simplă, doar legume. But Ashpenaz said to Daniel, you don't understand the nature of Nebuchadnezzar. Dar căpetenia Ashpenazi a spus, Daniele, tu nu cred că înțelegi natura împăratului Nebucadnețar, firea lui. If he sees you looking pale and thin, he said, he'll execute me. Dacă vă va vedea pe voi arătând slab și paliz la față, mă va executa pe mine. And so Daniel said, all right, try us for 10 days on this plain food. Let's see how we get on. Așa că Daniel a spus, bine, hai să facem o probă. Pune-ne la încercare 10 zile să vedem cum o să ne descurcăm. Now, you know, God is always faithful. Cum știți, Dumnezeu este întotdeauna credincios. And you know, Daniel looked far better and far fitter than any of them. Și Daniel arăta după cele 10 zile mult mai bine și mai sănătos decât toți ceilalți. Now the wonderful thing is, you know, when we are faithful to God, God is faithful to us. Lucrul minunat este că atunci când noi suntem credincioși lui Dumnezeu și Dumnezeu este credincios cu noi. And it says God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. Și ni se spune versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. But to Daniel he was given a special gift. Dar pentru Daniel Dumnezeu a avut un dar special. He could understand and interpret visions and dreams. Spune mai departe în verset că pe Daniel a făcut priceput în toate vedenile și visele. El le înțelegea și le putea tălmăci, le putea interpreta. Daniel was a decoder of dreams. Daniel era un tălmăcitor al viselor. Incidentally, Nebuchadnezzar gave them an exam. Și apropo, Nebucadnețar le-a și dat un examen. Do you know Daniel and his three friends who'd remained true to God? Do you know that they were 10 times better than any of the others?
Daniel și prietenii lui au rămas credincioși lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu i-a făcut de 10 ori mai bun și mai pricepuți decât toți ceilalți de la curtea împăratului. God is always faithful. Dumnezeu este întotdeauna credincios. Well, we come to chapter 2 of Daniel. Apoi ajungem la capitolul 2 din Daniel. And this mighty monarch Nebuchadnezzar, he's been troubled with bad dreams. Și acest monar puternic, Nebucadnețar, a fost tulburat și chinuit de visurile. And he was so bothered with them, it seems he was scared to go to bed at night. Era așa de tulburat de visele lui, încât se pare că era teamă să mai meargă la culcare seara. And so in verse 4 we read that he called in the astrologers, his wise men. Așa că în versetul 4 citim că i-a chemat la el pe astrologii lui, pe oamenii lui înțelepți. And he said, gentlemen, he said, I have a problem. He said, I'm having this series of dreams night after night. And he said, it's scaring the wits out of me. Le-a spus, domnilor, am o problemă. Am o serie de vise care se repetă noapte după noapte și care m-au înspăimântat, m-au umplut de teamă. And so the wise man said, sir, that's no problem. Așa că oamenii înțelepți au spus, împărate, nicio problemă. Tell us the dream and we'll give you the interpretation. Spune-ne visul și noi o să-ți dăm tălmăcirea lui, tâlcuirea lui. Now it's very interesting the reply that Nebuchadnezzar gave. Acum e foarte interesant răspunsul dat de Nebucadnețar. He said, he replied to them in verse 5, he said, this is what I have firmly decided. În versetul 5 spune, iată ce am hotărât eu cu fermitate. He said, if you don't tell me the dream, he said, you've got to tell me what my dream was. And he says, if you don't tell me what my dream was interpreted, I will have you cut in pieces and your houses a pile of rubble. Trebuie să-mi spuneți voi ce am visat. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Now, these so-called wise men, they were terrified. Acum, acești așa ziși înțelepți au fost îngroziți. They knew that Nebuchadnezzar meant every word of it. Ei știau că Nebucadnețar era serios în fiecare cuvânt pe care l-a spus. Now we have to ask, why did Nebuchadnezzar take such firm action? Și acum noi ne punem întrebarea, de ce a luat Nebucadnețar niște decizii așa de drastice? Well, Nebuchadnezzar's father was an easygoing king called Nabopolassar. Păi, tatălui Nebucadnețar a fost un împărat ușor de mulțumit, se numea Nabopolassar. And he gave these so-called wise men a lot of money and a lot of power. Și el le-a dat acestor înțelepți multă putere și mulți bani. And he would say to the wise men, my son Nebuchadnezzar, who was the general of the army at that time, my son Nebuchadnezzar is going to war. Is he going to win the battle? Și îi chema pe înțelepți și le spunea, uite, fiul meu, Nebucadnețar, care în vremea aceea era generalul armatei, va merge să lupte în cutare țară, va câștiga bătălia. And the wise men would say, well, sir, there's no problem. We've consulted the gods and this is going to be a walkover. Your son will win the battle. Iar înțelepții spuneau, împărate, am consultat Dumnezeii, i-am întrebat, nicio problemă, fiul tău va câștiga bătălia fără prea multă rezistență. But sometimes Nebuchadnezzar lost the battle. Dar erau situații în care Nebucadnețar pierdea bătăliile. So he was very, very suspicious about these wise men. De aceea Nebucadnețar era foarte suspicios în ceea ce îi privea pe acești înțelepți. He said, okay, if you're in touch with the gods, you find out what my dream was. Tell me the dream and I'll believe the interpretation. Și în cazul acesta le-a spus, dacă voi chiar aveți legătură cu Dumnezeii, să vă spună ei care este visul și tălmăcirea lui și eu o să vă cred. They then admitted that they weren't really in touch with the gods. Dar până la urmă, așa zis și înțelepți, au trebuit să recunoască faptul că ei nu aveau în realitate legătura cu Dumnezeii.
Nebuchadnezzar went ballistic. Și Nebucadnețar s-a umplut de furie. And he sent for his executioner, Arioch. Așa că a trimis după de cel care îi decapita. He said, right, execute a lot of them. Și a spus, i-a dat poruncă lui Arioch să-i omoare pe toți, să-i execute pe toți înțelepții lui. Now, Daniel got a knock at his door from Arioch. Acum și Daniel a primit un ciocănit la ușă din partea lui Arioch. Daniel knew who he was. Daniel știa cine este Arioch. And he said, I've come to execute you, Daniel. Și Arioch i-a spus, am venit, Daniele, ca să te execut și pe tine, să te omori. It's written in your job description, you're one of the wise men. A spus, și în descrierea slujbei tale, a funcției tale, spune că ești un om priceput, un om înțelept. And so Daniel had to find out what was going on. Așa că Daniel a trebuit să afle ce s-a întâmplat. And he asked Nebuchadnezzar for time to tell him what the vision was. Daniel i-a cerut împăratului Nebucadnețar să-i dea o vreme în care să afle visul și apoi să îl tălmăcească. And Daniel went home to his three friends and he said, right, boys, we'll need to have a prayer meeting. Daniel s-a întors acasă la cei trei prieteni ai lui și a spus, băieți, trebuie să ținem o oră de rugăciune. And you know, it's wonderful, after prayer, the four of them went to bed and Daniel went fast asleep. Și e minunat faptul că după ce s-au rugat, toți cei patru s-au dus la culcare și Daniel a adormit adânc. He was trusting his God. El se încredea în Dumnezeul lui. And during the night, God gave Daniel the vision of what Nebuchadnezzar had seen. Și în timpul nopții, Dumnezeu i-a arătat într-o vedenie lui Daniel visul văzut de Nebucadnețar. And you know, in verse 23, he thanked God. He says, you've given us wisdom and power and you've been known to me what I asked for. În versetul 23, Daniel laudă pe Dumnezeu și spune, mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi. And so we can see Daniel and he's been brought in before this mighty King Nebuchadnezzar. Așa că ne-l imaginăm pe Daniel fiind dus înainte acestui împărat puternic, Nebucadnețar. I see Nebuchadnezzar with his cabinet, his part of the government, his generals, and they're all there. Și mi-l imaginez pe Nebucadnețar pe tronul lui, înconjurat de cabinetul lui, de generalii lui, toți acolo prezenți. And Daniel, still a teenager, stood before the king. And he says, I want you to know, sir, that there is a God in heaven who reveals mysteries. Și Daniel, care era încă tânăr, i-a spus lui Dumnezeu, i-a spus lui Nebucadnețar, este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele. And he said, he has shown Nebuchadnezzar what will happen in the days to come. Versetul 28, și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Nebuchadnezzar, God's been giving you a prophecy lesson. Cu alte cuvinte, Daniel îi spunea, împărate Nebucadnețar, Dumnezeu ți-a dat ție o lecție de profeție. And so, in verse 31, we'll have a description that Daniel gave to the king of what his vision was. Dacă în versetul 31 avem o descriere pe care Daniel i-a dat-o împăratului cu privire la vedenia lui, la visul lui. You saw this image that terrified you. Spune, ai văzut un chip foarte mare care te-a îngrozit. It had a head of gold. Avea un cap de aur. Breast and arms of silver. Pieptul și brațele de argint. Belly of brass. Pântecele și coapsele de aramă. Legs of iron, picioarele de fier, and feet of iron and clay. Și apoi tălpile și degetele de la picioare, parte de lut și parte de fier. And Nebuchadnezzar said, while you were watching, there was a stone cut without hands, and it struck the image on the feet. Și apoi spune, în timp ce tu te uitai la el, s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini,
care a izbit picioarele de fier și de lut al echipului. And the whole image had disintegrated. It was blown away like chaff. Și tot chipul s-a făcut bucăți, s-a făcut praf și apoi spune că s-a făcut ca pleava care a fost luată de vânt. And the smiting stone became a great mountain and it filled the whole earth. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. I would love to be there to see Nebuchadnezzar's reaction. Mi-ar fi plăcut tare mult să fi fost acolo și să fi văzut reacția lui Nebucadnețar. I can see him saying to his generals and his prime minister, that's exactly what I saw. Mi-l imaginez spunându-i generalilor și miniștrilor, e exact ce am văzut în visul meu. And Daniel said, well, yeah, that's it. But the important part is the interpretation. Și apoi mi-l imaginez pe Daniel spunând, acesta a fost visul, dar partea importantă este tălmăcirea lui. And I can hear Daniel explaining to the king, do you see the feet and those 10 toes? Și mi-l imaginez pe Daniel explicându-i împăratului, te vezi tălpile, picioarele și cele 10 degete. They are going to come from that iron empire. Ele vor ieși din imperiul acela de fier, din picioarele de fier. And Daniel was able to explain to Nebuchadnezzar, those four metals are four world empires. Daniel a explicat împăratului Nebucadnețar cum cele patru metale din care era făcut chipul reprezentau patru mari imperii. You're the head of gold. I-a spus, tu ești capul de aur. But after you another nation's coming, a silver nation, the Medo-Persian Empire. Dar după tine va veni o a doua împărăție de argint, împărăția Medo-Persană. And after that, the brass kingdom, that's the Grecian Empire. Și apoi vine împărăția de aramă, Imperiul Grec. And then there's the legs of iron, that's the Roman Empire. Și apoi urmează picioarele de fier care reprezintă Imperiul Roman. And from that Roman Empire, there are 10 nations or 10 rulers coming. Și apoi din Imperiul Roman vor ieși 10 națiuni sau 10 conducători. And I can hear Daniel saying, now Nebuchadnezzar, listen carefully, at the time of those kings, God's kingdom is going to be established. Mi-l imaginez pe Daniel spunându-i lui Nebucadnețar, în vremea celor 10 împărați, împărăția lui Dumnezeu va fi așezată. And Daniel confirmed this. He says, Nebuchadnezzar, the great God has shown the king what will take place in the future. Și Daniel a confirmat acest lucru împăratului. Versetul 45, Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. And he said, the dream is true and the interpretation trustworthy. This is going to happen. Apoi a spus, visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Cu alte cuvinte, lucrurile acestea se vor întâmpla negreșit. Now I want to put something in your mind to help you to remember this. God gave Daniel a 4+1 formula. Acum aș vrea să vă imprimați un lucru în mintea voastră care să vă ajute să înțelegeți, și anume că Dumnezeu i-a dat lui Daniel o formulă de 4+1. There's going to be four world empires and then God's kingdom. Vor fi patru imperii mondiale și apoi împărăția lui Dumnezeu. And during that time, during those four world empires, Jerusalem, the city that God, the Lord Jesus is coming to, it is going to be trodden down of the Gentiles. Și apoi a spus că în timpul acestor patru imperii mondiale, Ierusalimul, cetatea lui Dumnezeu, va fi călcată în picioare de neamuri. So I hear Daniel saying to us, remember, the 4+1 formula. Așa că mi-l imaginez pe Daniel spunându-ne și nouă, țineți minte formula aceasta, formula de 4+1. Well, Daniel is an old man. Bine, Daniel a ajuns un om bătrân. Nebuchadnezzar is long dead. Nebucadnețar era mort de mult. And his grandson, Belshazzar, has come to the throne. Și nepotul lui, Belshazzar, a ajuns pe tron. He was a wicked young man.
El a fost un tânăr rău, un tânăr stricat. And chapter 7 of Daniel says, in the first year of Belshazzar, Daniel was given a dream vision. Și în capitolul 7 cu versetul 1 spune, în anul din tâi a lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui. Now, Daniel didn't see an opposing image like Nebuchadnezzar. Cum Daniel nu a visat un chip impunător, așa cum a visat Nebucadnețar. What he saw was four ferocious beasts. Ceea ce a visat Daniel au fost patru fiare feroce. And in verse 4 it says the first beast was like a lion and had wings of an eagle. Versetul 4 spune cea din tâi fiară semăna cu un leu și avea aripi de vultur. Daniel is watching this vision and he can say to himself, I know exactly what that is. Daniel urmărea vedenia aceasta și cred că și-a spus în sinea lui, știu exact ce reprezintă fiara aceasta. You see, a winged lion was the emblem of Babylon. Pentru că, vedeți dumneavoastră, un leu cu aripi reprezenta chiar emblema, simbolul Babilonului. They were in the bricks that Nebuchadnezzar had made, and you can see it's a winged lion. Simbolul acesta era imprimat în cărămizile folosite de Nebucadnețar în construcție, deci era un leu cu aripi. And so Daniel is beginning to realize he's going to get this 4 plus 1 formula again. Așa că Daniel a început să-și dea seama că iarăși Dumnezeu îi prezintă formula de 4 plus 1. And then in verse 5 he says, there before me was a second beast which looked like a bear, raised up on one side. Versetul 5 spune și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Oh, he said, I know what that is. That is the Medo-Persian Empire. Și Daniel a putut spune, oh, știu ce reprezintă fiara aceasta, reprezintă Imperiul Medo-Persan. And there before him was another beast. It had four heads, a leopard. Și apoi înaintea lui a apărut o altă fiară care avea patru capete. Do you know that was the Grecian Empire? Un leopard cu patru capete și acesta a reprezentat Imperiul Grecesc. Alexander the Great was the founder. He died when he was in his early 30s. Alexandru cel Mare a fost fondatorul Imperiului Grec, dar Alexandru a murit când avea peste 30 de ani. And the nation, the empire was taken over by his four generals. So we see a leopard with the four heads. Și imperiul a fost preluat și împărțit de cei patru generali a lui, de aceea leopardul acesta avea patru capete. And then Daniel is really taken up with the fourth beast. Și apoi Daniel este fascinat de cea de-a patra fiară. It says that the fourth beast was terrifying, frightening and very powerful. Versetul 7 spune că era nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. It had large iron teeth. Avea niște dinți mari de fier. And it trampled on its victims and it had 10 horns. Călca în picioare pe toate victimele ei și avea 10 coarne. And of course, we know that this is the Roman Empire and we see there there's 10 horns representing the 10 toes. Noi știm că este vorba de Imperiul Roman și cele 10 coarne din visul lui Daniel de aici reprezintă cele 10 degete de la picioare din visul lui Nebucadnețar. Now, when we look back over history, we can see how this 4 plus 1 formula is being fulfilled. Și uitându-ne înapoi în istorie, vedem cum s-a împlinit această formulă de 4 plus 1. These four empires have come and have gone. Aceste patru mari imperii au venit și au trecut. At the time of the Lord Jesus, the Roman Empire was at its very zenith. În vremea Domnului Isus, Imperiul Roman era în culmea. That was stage one of the Roman Empire. That was stage one of the Roman Empire. Acesta a fost stadiul numărul 1 al Imperiului Roman. But there's a stage 2. Dar a urmat și un stadiu 2 al Imperiului Roman. There is the 10 horn stage or the 10 rulers or kingdom stage.
și anume stadiul de 10 coarne sau 10 degete sau 10 conducători. That's still future. Și stadiul acesta încă ține de viitor. And then God is going to reveal to Daniel the little horn stage, which is still in the future. Și apoi Dumnezeu avea să-i descopere lui Daniel stadiul cornului cel mic, un stadiu care iarăși ține tot de viitor. Daniel is fascinated with this vision. Daniel era fascinat de vedenia pe care o avea. And in verse 8 he says, while I was thinking about the horns, there before me was another horn, a little one. Și în versetul 8 spune, m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. And it says that this little horn uprooted three of the other horns, three of those rulers. Și spune că acest corn mic a smuls trei din coarnele din tâi, adică a înfrânt pe acești conducători. And you notice that the horn had eyes, it was intelligent and spoke boastfully. He was blasphemous. Daniel a observat că acest corn mic avea niște ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie, o gură care vorbea tot felul de blesteme și de blasfemii. And so Daniel is meeting the Antichrist. Daniel făcea cunoștință în visul lui cu Anticristul. And so Daniel is being introduced to these four world empires. Deci Dumnezeu i-a prezentat lui Daniel aceste patru imperii mondiale. And what's going to happen at the end of this age? Și ceea ce va urma să se întâmple la sfârșitul vremurilor din urmă. There's going to be a confederation of 10 rulers, 10 nations that will come out of Europe. Va exista o confederație de 10 conducători, 10 națiuni care se vor ridica din Europa. And during that time, the little horn Antichrist is going to come. Și în perioada aceasta, cornul cel mic, Anticristul, se va ridica. And then it's revealed to Daniel what is going to happen to Antichrist. Și apoi Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel ce se va întâmpla cu Anticristul. In verse 9 it says that the Ancient of Days that was their God the Father, and there was a throne of judgment, a flaming throne, and Antichrist was to be judged. În versetul 9, Daniel continuă să viseze și îl vede pe cel îmbătrânit de zile așezat pe tron, este Dumnezeu Tatăl. Vede tronul lui, vede măreția lui și el este așezat pentru judecată ca să-l judece pe Anticrist. And Daniel said in verse 11, I continue to watch because of the boastful words the horn was speaking. În versetul 11, Daniel spune, eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acesta. It says that the beast was slain and he was thrown into the blazing fire. Și spune, m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Daniel is getting more information about the Antichrist. Cum Daniel primea tot mai multe informații despre Anticrist. This is a man that's coming who's going to take up rulership of the planet. În primul rând a aflat că el este un om, el va veni și va lua conducerea asupra pământului. He's going to be judged and he's going to be the first occupant of hell. Dar apoi a aflat că Anticristul va fi judecat și că el va fi primul locuitor al iadului. And so Daniel has given a preview of what's going to happen to Satan's man. Dumnezeu i-a dezvăluit lui Daniel ce se va întâmpla cu omul Satanei. Now then, do you remember the day of the Lord concept? Acum vă aduceți aminte când v-am explicat la început conceptul acesta de ziua Domnului. 7 years night period. 7 ani de noapte, de întuneric sau de judecată. It's during that period that Satan's man is going to take the reins of the world government. Și în perioada aceasta, omul Satanei, Anticristul, va prelua conducerea peste toate guvernele lumii. And we'll discover at the end of that 7 years is when Antichrist is going to be the first occupant of hell.
Dar descoperim că la sfârșitul celor 7 ani, anticristul va deveni primul ocupant sau locuitor al iadului. So we've seen the end of the Antichrist. Deci am văzut sfârșitul anticristului. But then it's revealed to Daniel what's going to happen to the seed of the woman. Dar apoi Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel ce se va întâmpla cu sămânța femeii. Verses 13 and 14 in Daniel are two of the most wonderful verses in Scripture. Perhaps we could read them. Și știți, versetele 13 și 14 din Daniel 7 sunt două din cele mai frumoase versete din Scriptură. Haideți să le citim. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. This is one of the few occasions in the Bible that we see the God the Father and God the Son together. Este unul din puținele incidente în Biblie în care îl vedem pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul împreună. And God the Father gives to his son rulership of planet Earth. Și Dumnezeu Tatăl îi dă fiului său stăpânire peste planeta Pământ. I want to tell you something that may interest you. Aș vrea să vă spun un lucru care poate că o să vi se pare interesant. Before that 7-year night period comes of judgment, we are going to be raptured, taken into heaven. Înainte ca să înceapă perioada aceea de 7 ani de întuneric și de judecată, noi vom fi răpiți la ceruri ca să fim cu Domnul. And we are going to witness this wonderful event when the Lord Jesus is given rulership of planet Earth. Noi vom fi martori la evenimentul acesta minunat în care Domnul Iisus va primi stăpânire peste planeta Pământ. But Daniel is speaking to the angel and he said, I want to ask you a question. I'm troubled about this. Dar Daniel vorbea cu îngerul și a spus, vreau să spun o întrebare care mă tulbură. He said, I want to know the meaning of it. A spus, vreau să cunosc tâlcuirea, însemnătatea ceea ce am văzut. And the angel replied, let me paraphrase, he said, the four beasts, Daniel, that you've seen are four kingdoms. Și vă voi parafraza răspunsul îngerului. Îngerul i-a spus, cele patru fiare pe care le-ai văzut tu sunt patru împărății. But the saints of the Most High receive the kingdom. Dar în versetul 18 spune, sfinții celui prea înalt vor primi împărăția. So there you are, Daniel. It's the 4+1 formula. Iată, Daniele, din nou formula de 4+1. Four world empires and then God's kingdom. Patru imperii mondiale și apoi urmează împărăția lui Dumnezeu. But Daniel, in verse 21, he said, sir, you've just whetted my appetite. He said, I want to know about those 10 horns and the little horn that came up. Dar apoi, în versetele următoare, Daniel spune, tocmai mi-ai stârnit mai tare interesul. Vreau să aflu mai multe despre cele 10 coarne și apoi despre cornul cel mic. And he said, incidentally, I noticed that little horn, he was waging war against the saints and defeating them. În versetul 21, Daniel spune, am văzut de asemenea cum cornul acesta mic a făcut război sfinților și a biruit. And this happens until God pronounced judgment. Și lucrul acesta s-a întâmplat până când cel îmbătrânit de zile a făcut dreptate sfinților și a rostit judecata. And so the angel gave Daniel this answer. Așa că îngerul i-a dat lui Daniel un răspuns. He said, Daniel, the fourth beast is the fourth kingdom. That's the Roman Empire. Și a spus, Daniele, fiara patra este a patra împărăție, adică Imperiul Roman. And in verse 24 he said, the 10 horns are 10 kings who will come from this kingdom.
Și apoi versetul 24 spune, cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. Then he went on to say about the little horn, another king will arise different from the other ones. Apoi continuă să vorbească despre cornul mic, spune, iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui. He'll speak against the Most High and oppress the saints and try to change the set times and laws. Versetul 25, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. And then the angel said something to Daniel that would have puzzled him. Perhaps it puzzles us. Și apoi îngerul i-a spus un lucru lui Daniel care cred că l-a nedumerit tare pe Daniel și nedumerește și pe noi. He said the saints will be handed over to him, that is the Antichrist, for a time, times, and half a time. Spune mai departe în versetul 25, și sfinții vor fi dați în mâinile lui, adică anticristului, timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. And I can hear Daniel saying, wait a minute, you'll need to explain this to me. Și mi-l imaginez pe Daniel spunând, stai puțin, trebuie să-mi explici lucrurile acestea. And he would have this explained, a time, times, and half a time is 3.5 years. Îngerul i-a explicat că această expresie o vreme, două vremi și o jumătate de vreme înseamnă 3 ani și jumătate. And during that 3.5 years, Satan will do everything to try and exterminate Israel. În acești 3 ani și jumătate, Satana va face tot ce îi va sta în putință, încercând să distrugă pentru totdeauna pe Israel. Now remember the 7-year night period of judgment. Acum aduceți-vă aminte că am spus că e o perioadă de 7 ani de noapte, de judecată. This is the last 3.5 years. Aceștia sunt ultimii 3 ani și jumătate din cei 7. And Satan is going to try and destroy God's program of establishing his kingdom. Perioada în care Satana va încerca din răsputeri să distrugă planul lui Dumnezeu de a-și așeza împărăția. But he said the court will sit. The angel explained, the court will sit and his power, Antichrist's power, will be taken away and the sovereignty and the power will be given to and the kingdoms will be handed to the saints. Îngerul continuă versetul 27 și spune, dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. The kingdom will be established. Împărăția va fi așezată. Well, I've been giving you an awful lot tonight. How's your computer doing? Bine, v-am dat foarte multe informații în seara aceasta. Cum se descurcă computerul vostru? I hope it hasn't blown a fuse. Sper că nu s-a ars nicio siguranță. But let's take up all of these things that we've been looking at tonight and try and focus on them and see what God is telling us. Dar haideți să luăm toate informațiile acestea la care ne-am uitat în seara aceasta, să le punem cap la cap și să vedem ce încearcă Dumnezeu să ne spună nouă. God has said there will be 4 world empires and then his kingdom. Dumnezeu a spus că vor fi 4 mari imperii mondiale și apoi urmează împărăția lui. Babylon, Medo-Persia, Babilonul, Medo-Persia, Greece and Rome. Grecia și Roma. Now, history has proved that what God predicted has come to pass. We've seen those empires come and they've gone. Și istoria a dovedit că ceea ce a prezis Dumnezeu s-a și împlinit. Am văzut în istorie cum cele 4 imperii s-au ridicat și apoi au trecut. That is history. Aceasta este istorie. But there is prophecy. And there is still to come these 10 rulers or 10-nation federation from Europe. Dar pe lângă istorie urmează și profeția care ne spune că trebuie să se ridice o confederație de 10 națiuni, 10 conducători din Europa. During that period,
Satan's man will appear. Și în perioada aceea se va arăta omul Satanei. He'll start by trying to help Israel. El va începe domnia lui, stăpânirea lui, pretinzând că vrea să ajute Israelul. And he will take his position in a temple. Și apoi își va așeza tronul lui, poziția lui în templu. Do you remember Satan's manifesto? That's what he said he would do. Vă aduceți aminte de motoul Satanei? Exact asta a spus că vrea să facă. But then it's revealed to Daniel and revealed to us. But the Lord Jesus is going to come back. Dar apoi Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel și ne-a descoperit și nouă că după toate acestea Domnul Iisus se va întoarce. Satan's kingdom is going to be destroyed and the Lord is going to set up his kingdom. He is going to reign gloriously sitting on the throne of David in Jerusalem. Împărăția Satanei va fi distrusă. Domnul Iisus își va așeza împărăția lui pe pământ și el va domni în slavă din Ierusalim. Now we're seeing the world stage getting ready for these events. Cum noi vedem cum scena lumii în care trăim se pregătește tot mai mult pentru evenimentele care urmează să se întâmple. Israel is back in the land. Israelul este înapoi în țară. There's a part of the north, Russia, which will invade Israel. They are there. Există o putere în nord, Rusia, care va invada Israelul și prezența lor este deja acolo, aproape de Israel. And there's a coming demand amongst world rulers for a world government. Și v-am spus că tot mai mult conducătorii guvernelor din lumea noastră cer și doresc existența unui singur guvern mondial. And a world religious system. Și un singur sistem religios. And we're seeing all of these things come to pass in our lifetime. Vedem în timpul vieții noastre cum toate aceste lucruri încep să se petreacă. Jesus said, when you see these things come to pass, look up, because your redemption is drawing nigh. Domnul Iisus a spus, când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă privirea în sus, căci răscumpărarea voastră este aproape. Well, the Lord bless you. I feel that I've given you too much tonight. Domnul să vă binecuvinteze și am impresia că v-am dat prea multe informații în seara aceasta. I'll try and do better tomorrow night, so don't get too discouraged. Voi încerca mâine să mă descurc mai bine, așa că nu vă lăsați descurajați în seara aceasta. And let me tell you something that's always an encouragement to me. Și permiteți-mi să vă spun un lucru care pentru mine este întotdeauna o încurajare. You know, we have the indwelling Holy Spirit. Știți, avem Duhul Sfânt care locuiește în noi. And the Lord Jesus said he's the best teacher. Și Domnul Iisus a spus că Duhul Sfânt este cel mai bun învățător. And that he will lead you into all truth. Și a spus, el vă va călăuzi în tot adevărul. So when you read through Daniel, ask that the Lord Jesus will illumine the pages for you and give you help. Așa că atunci când citiți din cartea Daniel, rugați-l pe Domnul ca Duhul Său cel Sfânt să vă lumineze paginile ei și să vă dea ajutorul lui. Well, the Lord bless you. Domnul să vă binecuvinteze. Amin, Cristina. Sănătate. Amin. Mulțumim frumos. Slăvim pe Dumnezeu pentru că ne-a dăruit și cuvântul acesta în seara aceasta și cred că este potrivit să venim cu un moment de rugăciune înaintea Domnului și vă invit să plecați capetele și o să numesc eu pe cei care, frații care se vor ruga în seara aceasta. Vom începe cu fratele Mitică de la Cisnădie. Slăvitule Tată, Dumnezeul nostru mare și minunat, care ești suveran peste întreaga creație, peste întregul univers, Doamne, pe care Tu l-ai creat, Doamne. Venim în seara aceasta să-ți aducem mulțumirile noastre ca jertfă și să-ți mulțumim pentru cuvântul pe care l-am auzit, Doamne, vestit de fratele Eric, Doamne, Dumnezeu nostru.
Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, de descoperirile pe care le-a spus, Doamne, din cartea Daniel, Doamne Dumnezeu, și ceea ce va veni și ceea ce se va întâmpla, Doamne Dumnezeu nostru. Ajută-ne, Doamne, ca să fim credincioși, Doamne, să ne sfințim, Doamne, ca să fim găsiți la venirea Ta. Treci, Doamne, și să veghem, Doamne, Dumnezeu nostru, și să ne uităm, Doamne, în sus, de unde ne va veni izbăvirea, Doamne. Ajută-ne, Doamne Iisuse, la acest lucru. O, Doamne, Te lăudăm, Te slăvim și Te preamărim. Binecuvântează-L pe fratele Eric, Doamne, și ajută-L ca și mâine, Doamne, cu voia Ta să auzim ce vrea să ne spună din cuvântul Tău, Doamne. Binecuvintează, Doamne, pe toți frații și surorile din această părtășie, Doamne, binecuvintează această seară, Doamne, această noapte care ne stă înainte, Doamne, și Te rugăm să rămâi cu noi stânca și adăpostul nostru. Amin. Amin. Fratele Ion de la Broșteni. Doamne, Tată bun, vinim și în seara asta înaintea Ta și vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că ne-ai ajutat de iar am putut să...